că practic poate prima adunare generală în care nu mai am emoții. Sau am emoții foarte puține. În ceea ce privește situația AJF-ului, mă refer. După cum știți, și am plecat la drum cu mulți dintre dumneavoastră, situația noastră nu a fost prea fericită acum 4 ani. Dar, având în vedere că am fost o echipă, am reușit să ne ajutăm unii pe alții, greutățile au trecut și în fața avem de provocări. Mă bucur enorm că astăzi avem o adunare generală puțin mai specială, având în vedere faptul că lângă noi avem prieteni. Și numim prieteni pe cei care ne-au ajutat. Și ne-au ajutat atunci când a fost greu. Și cărora sper că le-am câștigat încrederea. Cu bucurie vreau să vă anunț că astăzi lângă noi se află domnul președinte al Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Alături de domnul vicepreședinte al Federației Române de Fotbal, Octavian Gogă. Sigur că întotdeauna în ultimii ani, din partea Consiliului Județean, prieteni adevărați, reprezentat astăzi Consiliul Județean prin domnul Sergiu Bâlcea. Și totodată, la sărbătoarea noastră, participă astăzi și colegi de-ai mei de la alte asociații județene de fotbal. Și vreau să-i prezint domnul Dan Jica, de la Bistrița Năsăud. Domnul Malac Romeo, de la Timișoara. Daniel Sabău, Sălaj. Petrean Cristian, Unedoara. Pitea Radu, Bihor. Și mai avem cineva? S-a scurs cineva, nu? Și sunt secretar general de la aceleași asociații, sunt aici prezenți alături de noi. Lipsesc, din păcate, 3 invitați. Sunt alături de noi. E vorba de județele Botoșan, Suceava și Mureș, care m-au rugat să vă transmit astăzi salutul lor. Deci, înainte de toate, aș vrea să-l întreb pe domnul secretar general dacă suntem cu vorul. Domnul președinte, din 69 de membri afiliați, 64 sunt prezenți. 64. 60. Între timp a mai venit domnul Sfânt care era la 67. 67? Suntem statutari, putem începe, putem continua, putem finaliza. Bun. Avem o ordine de zi pe care ați primit-o toți și vreau să o supunem astăzi acum la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri, unanimitate de voturi. Și înainte de a începe, eu aș vrea să dau cuvântul invitațiilor noștri și pentru, în primul rând, vreau să-l invit la microfon pe domnul președinte al Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Bună ziua, dragi prieteni! Mă bucur foarte mult că sunt în familia fotbalului arădean astăzi în Ghici. Mai ales că de fiecare dată am o deosebită plăcere să le reîntâlnesc pe bunul meu prieten Adrian Lucaci. Și să văd fețe mult mai zâmbitoare decât cele triste pe care le-am cunoscut acum 4 ani și referitor la situația financiară și situația în care pur și simplu ar fi pus în dificultate nu doar fotbalul la nivelul Aradului, ci fotbalul la nivel național, că s-ar fi putut crea un precedent ceea ce s-ar fi putut aici, dar împreună cu dumneavoastră ați reușit și împreună cu Adi Lucaci ați reușit să treceți peste acest pas și astăzi vă uitați așa cu foarte mare încredere la proiecte pe care noi, Federația Română de Fotbal, de acolo de departe de la București, le considerăm a fi adevărate modele de bună practică pe care le vedem a fi implementate în foarte multe alte județe. Iar faptul că astăzi
Foarte multe asociații județene de fotbal, președinții acestor asociații județene de fotbal au decis să vină într-o asemenea adunare generală, confirmă acest lucru și povestea de succes pe care Adi Lucaci a avut grijă aici. Și faptul că, cred că cel mai important susținător al fotbalului la nivel județean, Sergiu Vâlcea, este astăzi alături de dumneavoastră, confirmă aceste lucruri. Că tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de timp a avut în spate o viziune strategică. Iar noi, ca Federația Română de Fotbal, în următorii ani, ne uităm la Arad ca fiind un exemplu pentru foarte multe alte județe, iar colegii dumneavoastră din cealaltă județe, fie că vorbim de Bistrița sau de Salut, de Timiș, de Sălaj, de Pledoara, de Bihor, își doresc să aibă parte de o asemenea susținere din partea autorităților locale. Și în mod întâmplător, astăzi am avut alături de Sergiu, care e foarte bun prieten al nostru, foarte multe discuții și aplicate pe ceea ce ar trebui să facem în anii care urmează, începând chiar din acest an, începând din toamna acestui an, astfel încât o să mă mai vedeți în luna septembrie din nou aici, la Arad, astfel încât să putem să vorbim despre proiecte pe care vrem să le facem împreună, atât cu Asociația Județeană de Fotbal și, în primul rând, și cu sprijinul Consiliului Județean. Toate aceste lucruri, și uitându-ne cu mare încredere la aceste discuții, ne fac să credem cu tărie că fotbalul la nivelul județului se va dezvolta în anii care urmează. Mai ales prin prisma cluburilor pe care le avem astăzi afiliate la nivelul Federației Române de Fotbal. Și mă uit la UTA Bătrâna Banda, mă uit la aici în municipiu. Și pur și simplu, un nou sezon competițional de Liga 2, probabil cel mai tare din toată istoria, în care din 20 de echipe, 16 sunt deja echipe care au evoluat la nivelul Ligii 1. Și cu siguranță misiunea va fi una și mai grea, dar atât probabil mai frumoasă. Ne uităm în același timp cu foarte mare încredere la ceea ce se întâmplă la Lipova, unde vom avea parte de un stadion modern, adică ne-am dorit asemenea stadioane să le putem reține în toată țara. Ne uităm în același timp la Lunga Tăbușcelmei, iarăși cu foarte, foarte stabil, inclus de altfel, dar cu oameni foarte inimoși și care își fac foarte bine treabă. În mod întâmplător, vedem jucători la loturile naționale. Gândiți-vă de când în România nu am mai avut jucători care evoluează la nivelul Ligii a treia, care să vină de la Ligii a treia. Și cu siguranță mă bucur că și Dan Oprescu e aici în sală, dar proaspăt numit antrenor la Naționala de Andal 12 a României. Lucru care confirmă că aici la Arad, nu numai că iubiți fotbalul de adevărat, dar îl faceți într-un mod foarte frumos. Iar noi, ca federație, nu putem decât să ne bucurăm. Cu siguranță mi-aș dori să pot să fiu prezent mult mai des. Dar, din păcate, sunt fericire, avem o țară mare și trebuie să fiu prezent peste tot. De aceea, pur și simplu, la finalul acestui an, dorim să schimbăm această formă de organizare pe care ne-am obișnuit cu toții, inclusiv la nivel politic, așa numai 42 de capitale de județ și București. Până din această toamnă, ne dorim să avem 8 capitale regionale. Și ne dorim ca una dintre cele 8 capitale să fie chiar aici, la Arad. E bine, aceste lucruri, credem noi, vor impulsiona dezvoltarea fotbalului. Și nu numai la nivel județean, dar inclusiv la nivel regional. Adică ceea ce o să vedem începând din această vară, o să vedem o altă abordare. De exemplu, cei care aveți echipe de junior la Under 15. Ieri, în Comisia de Copii și Juniori, s-a luat această decizie ca competiția de Under 15 să fie preluată la nivel de federație. Și bineînțeles, Federația prea ceva trebuie și să investească și vom investi financiar. De ce? Fiindcă anul trecut, după cum știți, și îmi doresc ca să știu că câți mai mulți dintre dumneavoastră aveți copii în turneul Speranțelor, selecționata județului. E bine, acești copii născuți în 2004, dacă nu am fi demarat o asemenea competiție la Under 15, la juniorii C, așa cum îi numiți dumneavoastră, banii pe care am investit aproape 250.000 de euro în turneul Speranțelor ar fi fost oarecum aruncați pe fereastră. Că acei copii s-ar fi întors în niște județe unde nu ar fi avut adversari pe măsură. Siguranță, Aradul nu e cazul acesta. E o competiție tare, în fel cum este și la Timiș. Dar dacă vorbim de Sălaj, numărul acestor echipe e unul infim, adică se întâlnească de vreo 3-4 ori acei copii. Și atunci te întreb, de ce la vârf nu ai jucători? Atât la nivel de echipă națională, cel mai jucători români după aceea, la nivelul Ligii 1. Și simplu, la un moment dat îți lipsesc competiția. Iarăși, după cum știți și ne dorim noi ca federație foarte mult, avem acest fond pe care am reușit din răzputeri să-l creăm în 2017, de 2 milioane de euro pe care vrem să investim în terenul cu gazon artificial. Ne dorim ca un asemenea teren să putem face aici, în județul Arad. O investiție care, pentru un asemenea teren, din partea federației, înseamnă cam 150
200.000 de euro. Și ne uităm la toamna acestui an, în care vedem în cadrul acestui parteneriat, acestui protocol, care dorim să-l încheiem cu autoritățile locale, reprezentate de Sergiu astăzi aici, să putem, într-adevăr, să beneficiem de asemenea investiții, dumneavoastră, practic, să fiți beneficiari. Pur și simplu, aceste lucruri trebuie să le faci ca să poți să ai un fotbal mai bun. Cu siguranță, lucruri astea la care nu putem să facem niște minuni de pe o zi ca timp că nu avem o autostradă în România care se lege București de deja asta, încercăm din răzputeri să facem lucrurile mai bine. Și eu nu pot decât să vă felicit din faptul că pe nouă parte sunteți prezenți aici. Și în ciuda faptului că nu sunteți un județ mare, în ceea ce înseamnă numărul de echipe, să fiți aproape aproximativ 70 de reprezentanți în cadrul asociației județene, să știți, vă face să reprezentați un județ extrem, extrem de important chiar o doar în Românesc. Deci pentru noi, reprezentați familia fotbalului Arădean, e mult mai importantă decât de peste județul Arad pentru România. Așa că meritați toate felicitările din partea noastră și le transmit aici prin prezența mea. Cu siguranță foarte multe alte proiecte să cunoașteți în anii care urmează din partea federației. Iar la nivelul Asociației Județene de Fotbal, noi ca federație nu mai facem față la câte propuneri avem. Și ca să vă dați seama cât de mult s-a schimbat Asociația Județeană de Fotbal, cu siguranță dumneavoastră cunoașteți mult mai multe detalii de cum arăta fața AJF-ului acum 5 ani de zile. Dar noi, ca Federația Română de Fotbal, nu ne-am fi așteptat ca președintele AJF-ului acum 5 ani de zile, nici o era, deci cu siguranță n-am fi vorbit de cursuri de management sportiv la Arad, dar gândiți-vă că președintele Asociației Județene de Fotbal Arad, Adi Buhă, a fost inițiatorul acestui proiect și al parteneriatului pe care l-avem cu Universitatea Aurel Noe. Este prima asociație județeană de fotbal din România care a propus Federației Române de Fotbal un asemenea parteneriat, după modelul pe care noi deja îl implementasem la nivel național, împreună cu Universitatea din Lausanne. Așa că mă bucur să fiu astăzi aici, într-un asemenea mediu, și să putem să vorbim de proiecte frumoase care se întâmplă astăzi aici. Fie că vorbești de Cupa Cartierelor, fie că vorbești de Cupa Satelor, proiecte care ni le dorim să le putem prelua și să le implementăm la nivelul nostru. Așa că toate fericitările merg pentru dumneavoastră, că aveți un asemenea președinte, că ați avut un asemenea președinte de 4 ani, o să mai aveți și în continuare următorii 4 ani alături de dumneavoastră. Eu nu pot decât să urez multă sănătate, că în rest, proiecte și idei și de implementat, am văzut că aveți nenumărat. Felicitări încă o dată cu tot ceea ce reușiți să faceți aici, zi de zi, că știm că nu vă este ușor, fie că jucați la nivelul Ligii 1, la nivelul Ligii 3, ca să vă ia 4, la Ligii 5, fie că aveți copii, la nivelul copii și jucători, nu vă este ușor, dar pasiunea, cred că este ceea ce ne leagă pe noi toți, cei care suntem astăzi aici în sală, că altfel, cu siguranță, eram, nu știu, pe bune și pe bune. Așa că vă felicit încă o dată și vă doresc să aveți o adunare generală cât mai bună. Vă las cele mai inspirate și de fotbal permanent să știți că aveți un prieten, nu doar fan. Mulțumesc! Îl invit la microfon pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Arad, domnul Sergiu Bălcea. Doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să vă urez bine ați venit celor care poate pentru prima oară în sfârșit în Consiliul Județean Arad, să vă transmit mesajul administrației, dar și al meu personal pentru ceea ce înseamnă în acest moment AJF Arad. Am să încep un pic altfel. România încet încet se împarte în două în acest moment. O Românie care vrea să se dezvolte, o Românie care vrea să trăiască prin proiecte, o Românie care vrea să acopere decalajul față de Uniunea Europeană, o Românie care vrea să se reformeze, o Românie care vrea să continue drumul european. Dar mai avem și o altă Românie. Avem o Românie care este centralizată, avem o Românie care nu reușește să iasă din gândirea și metehnele anilor 90 sau 80, o Românie care își dorește doar interesul personal și care nu vede mai departe de ziua de mâine. Am spus aceste lucruri pentru că toți simțim în societate faptul că în acest moment România este divizată din acest punct de vedere.
Și am început astfel pentru că vreau să vă explic sub o formă sau alta că în 2016, nu numai la nivelul fotbalului, ci în întreaga administrație, am încercat să creăm parteneriate. Este adevărat că domnul Adi Luca și dumneavoastră prin AJF ați fost primii care ați acceptat provocarea administrației și am început un proiect. Primul proiect a fost acela de echipament, pasul următor, arbitrajul, și ne dorim să continuăm ceea ce înseamnă acest parteneriat. Astăzi se mai adaugă un partener, pentru că construcția îți aduce în piramidă undeva mai sus, iar Federația Română de Fotbal, prin Răzvan Burleanu, vine alături de noi într-o construcție, nu numai pe plan județean, ci o ducem spre plan național. Cred că pentru Arad este o încununare, dacă doriți, a eforturilor noastre, a tuturor, pentru ca fotbalul să continue în Arad să se dezvolte. Iar ceea ce a anunțat Răzvan Burleanu astăzi, veți vedea în septembrie, planurile noastre pentru fotbalul aradean vor fi destul de importante și vă așteptăm și la acel eveniment. Dar de ce am spus fotbal? Pentru că nu ar trebui să ne rezumăm la fotbal. Și o să vă răspund scurt. Pentru că în celelalte sporturi, în marea majoritate a lor, nu am găsit parteneri care să construiască. Nu am găsit o federație județeană, nici de basket, nici de handbal, sau nici de alt sport care să vină alături de noi și să creăm această construcție. Pasul următor nu este simplu, avea o relație cu federația, în acest caz de fotbal, și de a avea proiecte împreună. La un moment dat toată lumea mi-a pus o întrebare. De ce susțin Răzvan Burleanu la președinția Federației Române de Fotbal? Pentru că Răzvan Burleanu a venit cu un proiect, a venit pentru România care se dezvoltă, pentru un fotbal care vrea proiecte, dar mai mult a vorbit despre viitor, ceea ce am făcut și astăzi. Și construim. Pas cu pas. Eu vă mulțumesc și înainte de a finaliza vreau să spun la Adi Lucaci un lucru. Adi Lucaci m-a impresionat nu neapărat și ca profesionist pentru ceea ce a făcut, dar m-a impresionat ca și omul. Adi Lucaci a luptat, luptă și cu el, dar și cu ceea ce se întâmplă în jurul lui se continuă. Adică felicitări și sper că parteneriatul nostru și cu fotbalul arădean să continue de acum încolo. Mult succes și o zi bună! Mulțumesc pentru cuvintele frumoase și mai am un motiv de bucurie prin faptul că astăzi poate în viața Asociației Județene de Fotbal se deschide, Arad se deschide un nou capitol. Și sper că începutul acesta să fie fructos și realizările pe care le vom avea să le trăim cu bucurie împreună. Să fim părtași la creșterea fotbalului și să ajungem cât mai departe cu performanțele, să fim unde am fost odată și poate chiar mai mult. Chiar mai sus decât atât. Am început să vă spun că am avut o luptă în ultimii 4 ani, care nu a fost ușoară deloc. Dar atunci când pleci la luptă, e mai ușor dacă ai lângă tine prieteni. Și har Domnului, am avut prieteni. Și astăzi ne găsim în situația aceasta pentru că prietenii, la nevoie, ne-au ajutat. Și întotdeauna o relație de prietenie duce la încredere. Și cred că am construit ceva care astăzi înseamnă încredere. Și vedeți că încrederea este răsplătită și de o parte și de cealaltă. De asemenea, în tot ceea ce am făcut, și am văzut și la dumneavoastră acest lucru, am avut atitudine. Atitudinea pozitivă, dacă te caracterizează, te face să ai gânduri bune. Gândurile duc la acțiuni. Acțiunile creează obiceiuri. Obiceiurile îți dezvoltă caracterul, iar caracterul îți influențează viitorul. Așa că îmi doresc și vă doresc tuturor să avem gânduri bune în tot ceea ce facem. Gândurile bune înseamnă de asemenea și încredere. Și încrederea duce la formarea unei echipe. Ceea ce eu consider că în ultimii 4 ani, la nivel de AJF Arad, acest lucru s-a realizat. De asemenea, am trăit lângă dumneavoastră și am văzut tărie și demnitate. E ușor să ai tărie și demnitate atunci când câștigi. E mai greu să ai tărie și demnitate atunci când pierzi. Dar
atunci când eram jos și la un moment dat chiar și eu am considerat că Asociația Județeană de Fotbal nu mai are nicio șansă, am văzut la dumneavoastră tărie și demnitate. Pentru asta vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că cu această tărie și demnitate ați reușit să mă motivați și pe mine și de câte ori au fost probleme, ați venit, ați discutat și m-ați încurajat. Totodată, am beneficiat și sunt mândru de asta din partea multora de sfaturi înțelepte. Să știți că avem conducători buni, sunteți conducători buni și cred că mulți dintre dumneavoastră, dacă ați fi la Liga 1, Liga 1 poate ar fi mai sus decât unde este astăzi. Văd în sală oameni cu părul alb, văd în sală oameni care au dragoste, pasiune, efervescență, trăiesc pentru fotbal. Și nu pot să nu remarc de pildă familia Cerduș de la Satul Nou, care au împlinit 44 de ani de când sunt în fotbal. Și vă rog să-i aplaudați. Am fost la Satul Nou săptămâna trecută, i-am felicitat și am rămas impresionat de... Nu de fapt, uitați-vă, doamna nu este lângă Domnul numai în viață. Este la orice acțiune pe care o are echipa de fotbal. Rar mi-a fost dat să văd o familie care trăiește efectiv pentru fotbal. Am rămas total impresionat și îmi doresc, mi-aș dori ca și soția mea să mă susțină atât de mult și soțiile tuturor să ne susțină atât de mult pentru fotbal. De asemenea, v-am spus, am avut sfaturi înțelepte. Și se spune că înțelept este cel care dă ceea ce nu poate păstra ca să primească ceea ce nu poate pierde. Dar peste toate, peste înțelepciune, peste pricepere, peste, eu știu, capacitate managerială, peste orice alt lucru, peste viziune, peste strategie, peste obiective, peste capacitatea de a îndeplini aceste obiective, stă pasiunea. Stă dragoste. Și la mulți dintre dumneavoastră am văzut acest lucru. Eu sunt în fața dumneavoastră astăzi, am terminat un mandat și vă spun că pasiunea nu m-a părăsit. Dragostea din tâi, cea pe care am avut-o atunci când m-am dus și am dat pentru prima dată cu piciorul în minge și poate dacă gândiți retrospectiv, ce ați simțit atunci, ce simțiți acum, s-ar putea să fie același lucru. Eu am aceeași pasiune. Ard pentru fotbal. Îmi doresc să merg mai departe. Și pentru acest lucru sunt astăzi aici. Și vin în fața dumneavoastră să vă spun că vreau un nou mandat. Și știu că vom reuși și vom reuși împreună. Pentru că acum 4 ani, același lucru v-am spus, mi-ați acordat mandatul și sper că nu am înșelat încrederea. Acolo unde este dragoste, acolo unde este pasiune, acolo unde oamenii ard pentru fotbal, acolo este și succes. Și putem să avem succes, putem fi împreună pentru fotbal cu dragoste. Mulțumesc! Pentru următorul punct, la desemnarea statorilor și a Comisiei de Validare a Voturilor, la desemnarea 3 persoane pentru întocmirea procesului oficial, verbal oficial și pentru prezentarea raportului de activitate al Comitetului Executiv, o să chem la microfon pe domnul secretar general, Rad Vasile. Aș dori să vă propun pentru desemnarea Comisiei de Validare a Voturilor pe domnul Voinea Florin, pe domnul Radița Arsenov și pe domnul Orga Ciprian. Dacă sunteți în sală, dacă sunteți de acord, cei prezenți, poate nu-i. Da? Deci sunteți de acord ca domnul Voinea Florin, vă rog frumos să luați loc aici la masa din dreapta, domnul Radița Arsenov și domnul Horga Ciprian. De asemenea, pentru desemnarea 3 persoane întocmirea procesului verbal oficial, domnul Vida Marcel,
domnul Babău Romulus și domnul Sfăt Gheorghe. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Deci sunt în partea din stânga, acolo. Voi prezenta raportul de activitate al Comitetului Executiv de la ultima întâlnire care am avut-o împreună cu dumneavoastră și până în prezent. În urma acestor întâlniri, Comitetul Executiv al AGF Arad a luat la cunoștință de principalele probleme cu care se confruntă membrii afiliați. Acestea referindu-se în special la competițiile de copii și juniori, probleme de arbitraj, mod de finanțare a activității fotbalistice. AGF Arad organizează activitatea fotbalistică din județul nostru, precum și propria sa activitate, în conformitate cu regulamentele și normele adoptate de Comitetul Executiv sau Comitetul de Urgență. Lunar, sau când a fost cazul, au avut loc ședințe de lucru în cadrul cărora s-au hotărât o serie de măsuri specifice activității fotbalistice, cum ar fi aprobarea regulamentului de organizare și a activității fotbalistice, regulament Cupa României și a modificărilor acestora, afilierea provizorie a unor membri și dezafilierea sau schimbarea de denumire acestora, aprobarea programului competițional și a componenței seriilor Liga 4, 5, 6, copii și juniori, sprijinirea de către Asociația Județeană de Fotbal Arad a echipelor de copii și juniori prin organizarea cât mai multe competiții și formarea selecționatelor județene după categorii de vârstă, după care știți că chiar domnul președinte a pus accent pentru formarea acestor selecționate, care ne-au adus, să spun așa, destul de mari bucurii, câștigând la nivel, cer scuze pentru colegii, dar au fost chiar câteva jocuri la nivel de județ, Caraș, Bihor, Hunedoara. Așa. Aprobarea listelor de observatori și arbitri, aprobarea unor proiecte propuse în parteneriat cu Consiliul Local și Consiliul Județean Arad. Aprobarea unor proiecte propuse în parteneriat cu Federația Română de Fotbal a Universității Aurel Dracu din Arad. S-au făcut întâlniri cu delegații echipelor de fiecare dată când a fost nevoie, sau întâlniri pentru pe fiecare ligă în parte. În esență, cam aceasta a fost activitatea desfășurată de Comitetul Executiv de la ultima întâlnire și până în prezent. Așteptăm propuneri, așteptăm de la dumneavoastră oricând, avem deschidere, suntem la AGF în permanență, să veniți cu propuneri ca să le înaintăm Comitetul Executiv și ca AGF Arad să meargă în continuare cum ne dorim, adică cât mai bine. Mulțumesc! Din păcate, în cursul acestui campionat, o echipă s-a retras din campionat. Este vorba de AS Steaua Grădiceri. Noi, în Comitetul Executiv, am luat decizia ca echipa să fie, clubul să fie dezafiliat provizoriu și astăzi, la adunarea generală, supunem în fața dumneavoastră acest lucru. Deci, pentru dezafilierea AS Steaua Grădiceri. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate de voturi pe care echipa AS Steaua Grădiceri este dezafiliată. Următorul punct, o să-l invit să preia de aici ședința pe domnul Octavian Goga. Ziua tuturor! De fiecare dată când mă prezint în fața noastră, pentru adunare generală, este vorba de alegeri și am participat la foarte multe asemenea evenimente, fie că este vorba de adunări generale
ordinare, de bilanț sau cu alte ocazii. Îmi revine o deosebită plăcere pentru că în calitatea pentru care sunt ales în Comitetul Executiv și anume de reprezentant al fotbalului amator, de fapt sunt reprezentantul tuturor asociațiilor județene în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. Și de fiecare dată când aduc cu mine câteva elemente, câteva noutăți din activitatea Federației Române de Fotbal, care se răsfrâng și asupra activității fiecărei asociații, fiecărei comunități, dacă doriți, din fiecare județ. Domnul președinte, mai devreme vă prezenta o succesiunea unor proiecte care se derulează în momentul de față în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, cu instituțiile publice care există în fiecare reședință de județ sau din județul respectiv. Au fost, unele s-au încheiat, altele sunt în plină derulare, altele vor continua. Între altele și acele 8 centre regionale pe care Federația încearcă să finalizeze într-o primă etapă un concept de funcționare ca după aceea ele să aibă o utilitate importantă pentru a continua un demers pe care Federația și l-a asumat și anume a descentraliza către regiuni, către asociații regionale activitatea pentru fotbal amator, în special și pentru copii și juniori. Îmi permite să fac o introducere, un preambul la punctul cel mai important pentru care v-ați adunat astăzi în această sală, și anume acela de a alege președintele și toată și pe toți ceilalți care fac parte din Comitetul Executiv, cei de vicepreședinți și ceilalți membri, pentru a până la urmă cunoaște fiecare dintre voi planurile pe care Federația Română de Fotbal are, se spune pe termen mediu, scurt mediu, și anume pe 4 ani de zile. Fiecare asociațiile județene de fotbal, dacă nu știți, vă aduc la cunoștință că dețin în momentul de față, ca jucători legitimați, peste 90% din numărul de jucători legitimați care există în această țară. Vă spuneam mai devreme, domnul președinte, 220.000 de jucători legitimați sau înregistrați în competițiile pe care le organizează atât Federația Română de Fotbal, cât și Asociațiile Județene. Peste 90% și dacă suntem foarte riguroși, ajungem cam pe la 95% acești jucători sunt legitimați și activează în cadrul Asociațiilor Județene. Cele 42 de asociații județene, includ și Bucureștiul ca asociație principală. Mai mult, peste 4.000 de arbitri care s-au înscris, au fost formați, sunt în competițiile județene, cât și în cele naționale. De asemenea, toți instructorii și antrenorii și mai mulți activează în comisiile tehnice și pe plan județean. Deci, cine minimalizează sau nu vrea să privească cu adevărat ce înseamnă fotbalul amator la nivelul asociațiilor județene, greșește. De aceea noi de fiecare dată insistăm să aducem în atenție importanța care o are fiecare asociație județeană de fotbal, atât pe nivelul de organizare pe care care este prevăzut într-un statut pe care fiecare plan s-a adoptat, sau dacă nu, pe plan național. Vor continua proiectele comune ale Federației Române de Fotbal cu Asociația Județeană, cu instituțiile publice, în fiecare din asociații și colegii mei care sunt în sală vă confirmă aceste adevăruri. Mai mult decât atât,
încercăm de fiecare dată să venim cu câteva elemente care să ne sprijine pentru a de fapt, care este scopul principal al unei asociații județene? Acela de a atrage mai mulți tineri să practice acest sport care, fotbalul, care este cel mai iubit până în momentul de față în țara noastră. Cât mai mulți tineri să vină să practice fotbal în mod organizat după reglamente, după legi și după statute proprii fotbalului. Și alt scop, iarăși foarte important, este de a atrage cât mai multe echipe să se organizeze, în special din mediul rural, să se organizeze la fel, într-o formă sau alta juridică, cu sau fără personalitate juridică, și care să participe în competițiile organizate de Asociația Județeană. Aveți aici 69 de, dacă am reținut bine, 69 de membri afiliați. Un număr poate mic față de Timiș, poate mare față de alte județe ale asociații județene, dar important. Fluctuația la nivelul echipelor de seniori este evidentă. Ceea ce crește în momentul de față este numărul de echipe la nivelul juniorilor și copiilor. Și este foarte important. Bun, să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, și anume alegerea președintelui. Și o să vă propun ca în conformitate cu statutul Asociației Județene de Fotbal Arad, articolul 29.5 și 6, fiind un singur candidat, să votul să nu fie secret, ci să fie deschis. Pentru asta este nevoie de aprobarea adunării generale și, drept urmare, vă supun la vot cine este pentru. Dacă se abține cineva, este cineva potrivă, pentru că rog să se consemneze în procesul verbal. Votul este deschis pentru alegerea președintelui și continuăm cu cine este pentru ca domnul Luca Ciadrian să vă reprezinte ca președinte al Asociației Județene pentru un nou mandat de 4 ani de zile. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Domnul Luca, și felicitări! Absolut toată lumea ți-a încredințat activitatea asociației, așa cum ai spus mai devreme, pe parcursul celor 4 ani. Ai avut o evoluție apreciată de toată lumea. Așa îți dorim și în continuare să te încadrezi în acești parametri care îți fac cinst. Felicitări! Vă mulțumesc frumos pentru participare. Sper să avem o activitate fructoasă în continuare. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să facem lucruri bune în fotbalul județean. Declar închisă adunarea generală de astăzi.